Irresponsabilitatea oficialilor se vede nu doar în sistemul sanitar, ci și în educație. Școlile sunt medii propice pentru răspândirea virusului după ce au fost lăsate fără soluții. Socialdemocrații afirmă că propunerea lor de testare a personalului și elevilor nu a fost pusă în practică. Școlile au fost lăsate fără teste, iar cei care vor să revină la școală mai devreme de 14 zile trebuie să se testeze pe cheltuiala proprie. Guvernul nu a achiziționat, așa cum sublinia și colegul meu, suficiente teste pentru a da școlilor și a asigura mai important personalul medical care să facă această testare în școli. La ora actuală, în județul Gorj, peste 30 de clase și grupe de grădiniță au fost trecute în online.